la fotbalul. Și ne mai și uităm la el câteodată. Imaginați-vă că luați interviu unui important viitor client. Sau poate stați de vorbă cu potențialul C-level din compania dumneavoastră. Cum să vă asigurați avantajul în timpul acestei discuții, în timpul acestei întâlniri și de ce informații aveți nevoie pentru o astfel de întâlnire și mai ales cum să culegeți într-un mod etic aceste informații? Să știți că, deși trăim în era tehnologiei, omul devine și rămâne cea mai importantă sursă de informații. Despre non-verbal în comunicare și în business discutăm astăzi într-o nouă ediție din Relevant, care începe chiar acum. Sunt Antoaneta Banu, bun găsit! Cum să îl citești pe viitorul C-level din companie sau pe viitorul tău client? Discutăm astăzi într-o nouă ediție din Relevant și invitata mea este un specialist în elicitation. Ce este elicitation? Oh, de la ea o să aflați. Bine ai venit, Amira Rădulescu. Bine te-am găsit, Antoaneta. Îți mulțumesc pentru această ediție și sunt ferm convinsă că va fi foarte intensă, pentru că tu ești un om care reușești să oferi foarte multă informație exact pe ceea ce avem noi nevoie, comunicarea non-verbală în business și, de ce nu, chiar și în viață. Pot să vă spun foarte pe scurt, CV-ul Amirei este impresionant. Despre Amira vă spun că este antreprenor cu experiență, trainer internațional, coach și expert în competitive intelligence. Amira, cum mi-asigur eu, să spunem, avantajul într-un interviu cu un potențial client? Ce ar trebui, la ce ar trebui să fiu eu atentă atunci când stau de vorbă cu un potențial client? Asta așa, o întrebare de încălzire. O să-ți răspund concret înainte de asta. Îmi vine să povestesc un lucru, o întrebare pe care eu o adresez în cadrul trainingurilor când predau partea aceasta de elicitation, de comunicare non-verbală. Îi întreb pe oameni ce superputeri și-ar dori să aibă, dacă ar fi orice posibil. Și cel mai des întâlnite superputeri dorite ar fi, în primul rând, de a putea să citești gândurile celorlalți. Da. Mulți își doresc asta. Da. Și, în al doilea rând, își doresc să fie invizibil unii. Mai sunt, alții vor să zboare. Eu, de exemplu, îmi plac filmele cu supereroi, mai ales cele de la Marvel. Dar revenind la acestea două, a citi gândurile celorlalți și a fi invizibil, mă bucur să spun că nu e nevoie să ai superputeri ca să poți să faci lucrul acesta. Și poți dezvolta anumite abilități care, și dobândi cunoștințe care să răspundă exact întrebării tale cu care ai început. De ce ai nevoie? Ce ar trebui să învăț sau să știm? În primul rând, să putem citi într-un mod cât mai corect comportamentul non-verbal, pentru că nu trebuie neapărat să știu exact ce gândești, dar poți să-ți observi comportamentul non-verbal. Și de acolo poți să trag foarte multe concluzii. De asemenea, pot să-mi dau seama dacă o persoană are un comportament disimulat, să spunem, că poate nu chiar minte, dar disimulează ceva. Și atunci pot să-mi dau seama dacă există o congruență între ceea ce spune, limbajul verbal, și gesturile sale, mimica, limbajul paraverbal, tonalitatea, ritmul și așa mai departe. Deci poți să înveți aceste lucruri, poți să-ți antrenezi abilitățile necesare pentru asta și atunci ai rezolvat cel puțin cu prima superputere, cum s-ar spune. În ceea ce privește partea de invizibilitate, ceea ce pot eu să transmit oamenilor este că poți să obții informații într-un mod foarte discret, aproape invizibil, fără ca ceilalți să știe ceea ce vrei să afli, în așa fel încât nici să nu intre în defensivă. Și atunci am rezolvat-o și cu partea de invizibilitate, parțial cel puțin. Acum, cine ne aude, ne urmărește, o să spun așa, de ce aș avea eu nevoie într-o întâlnire de business
de astfel de abilități, când o întâlnire de business este pragmatică, eu știu ce vreau, partenerul meu știe ce își dorește, dacă reușim să ne întâlnim într-un punct comun, pe bani, totul, da, că până la capăt banii fac regula, atunci despre asta este vorba în business. De ce am eu nevoie să am să cunosc non-verbalul într-o întâlnire, că e de business, de recrutare, de în interviu cu potențialul C-level, cum am spus? De ce? Aici nici măcar nu e vorba doar de comunicarea non-verbală. E bine să poți înțelege mult mai multe despre persoana care interacționezi. Ceea ce noi numim profiling, care nu înseamnă decât să poți să observi, să înregistrezi și să analizezi caracteristici psihologice, comportamentale, astfel încât să-ți dai seama ce-l motivează pe omul din fața ta. Cum ai spus tu, de ce aș simți nevoie, adică de ce trebuie să știu lucrurile astea? Se întâlnesc doi oameni sau mai mulți care au un interes comun, da, teoretic. Da. Totul e logic, rațional, adică nu e nevoie să știm de ce suntem acolo. Da, să ne uităm la de câte ori a băut apă sau ce gesturi a făcut cu mâna și așa mai departe. Însă, uite, o să-ți dau un exemplu concret, că cărțile spline de teorie și internetul. O să dau un exemplu concret, îmi povestea chiar săptămâna trecută un client cu care fac și mentorat, adică îi transfer și cunoștințe de analiză comportamentală, de profiling, dar și îl ajut să-și antreneze aceste abilități. Și îmi zice, Amira, sunt extraordinar de frustrat, mă plimbă un client de 2 luni. Nu semnează un contract pe care eu l-am intermediat, care este o mare oportunitate pentru el. Clientul meu este consultant și a intermediat accesarea unor resurse financiare, care iar permite, zice, clientului meu să-și dezvolte afacerea. Sky's the limit. Uite ce oportunități ar putea să aibă și nu vine să cred de ce de 2 luni tergiversează. Și mă întreba, zice, ce să fac? Adică am senzația că îmi pierd timpul. Nu știu, nu vrea să semneze, nu semnează, nu înțeleg de ce și asta e. Dar mie mi se pare că ar trebui să facă lucrul acela. Și el tot zice să mai întrebe pe soție, să mai întrebe nu știu ce partener și așa mai departe. Și asta cu soția mi-a plăcut cel mai tare. Da, vrei că soția e parte din business. Nu neapărat știm sau nu, vrem sau nu să recunoaștem, oamenii din jurul nostru pot reprezenta pol de influență. Da, da, da. Și tu ai impresia că negociezi și stai la masă cu o persoană, da, da, de fapt, acționarul, în spate mai ai soția, iubita, sora, fratele, un prieten sau o prietenă care se pricepe la business sau nu și care îi oferă consultanță și își dă cu părerea. E bine să fim conștienți de lucrul acesta. Bun. Și l-am întrebat pe clientul meu, ok, cât de bine îți cunoști clientul, în ce sens? Poți să stai seama dacă deciziile sale sunt luate pe bază de frică, deci ia deciziile pe bază de frică, sau pe baza oportunităților pe care le poate obține. Pentru că clientul cu care vorbesc eu știu, el are credința, nu rici, nu câștigi. Adică e conștient că e ok, își poate asuma niște riscuri moderate sau mai mari, dar se uită la oportunități mai mult. Și asta s-a gândit așa un pic și zice, păi, dar știi că ai dreptate? Cred că zice, majoritatea deciziilor lor sunt luate pe baza minimizării riscurilor. Da. Adică el tot timpul pune răul în față. Și am zis, ok, înseamnă că tu degeaba îi povestești ce oportunități va avea. Dacă el nu le vede. Pentru că el nici nu te aude, nici nu le poate vedea, este mult preocupat să se gândească, să genereze scenariul ăla cel mai rău, în care va da cu afacerea în gard. Și atunci, dacă vrei într-adevăr să-l poți ajuta și să comunici, te duci și verifici care sunt cele mai mari temeri și îl ajuți să genereze worst case scenario și soluții pentru acel worst case scenario, nu? Și am zis, m-am gândit la chestia asta. Eu mă gândeam doar din perspectiva mea, adică, doamne, cum nu e o oportunitate? Asta, din fericire, lucrurile s-au deblocat. Nu știu dacă au și semnat, dar a luat o altă turnură discuția. Știi? Bun, să spunem, hai să plecăm de la acest caz pe care tu l-ai dat acum. Eu sunt prietenul tău, da? Cum fac eu să-mi dau seama care sunt fricile pe baza cărora acel potențial partener al meu funcționează? Care este tool-ul? Vorbeam la început despre elicitation. Da. Eu știu ce este elicitation.
Doar că vreau să le explicăm și celor care ne urmăresc în acest moment, să încercăm să le spunem pe românește ce înseamnă elicitation și cum pot să folosesc acest elicitation. Și dacă mă ajută, tocmai ca să pot să identific aceste frici partenerului. Elicitation-ul este un proces prin care poți obține informații într-un mod cât mai discret. Uh-huh. Adică este o conversație pe care putem avea față în față la telefon, scris, dar este o conversație care are în spate o agendă. Deci nu conversăm așa doar de dragul faptului că ne-am revăzut, ci eu știu că vreau să obțin niște informații de la tine. Uh-huh. Problema este că în momentul în care pui niște întrebări directe și omul înțelege foarte bine ce îl întrebi și de ce, este foarte posibil ca răspunsul să vină dintr-o zonă de foarte multă bunăvoință. Deci eu chiar vreau să-ți răspund. Dar ghici ce? Odată cu răspunsul meu, pot să-ți dau și o grămadă de bias-uri ale mele, de prejudecăți. Informații eronate. Viciate. Eronat, viciate aș putea spune, mai degrabă. Adică, în loc să folosesc gândirea critică și să culeg informații din mai multe surse, cum practicăm noi în zona de competitive intelligence, atunci pot să-mi sun un prieten, de exemplu, și să, uite, pot să te sun pe tine să zic, Antoaneta, cum este specialistul, profesionistul X? Uh-huh. Dacă îl zic și de ce, că vreau să colaborez. Și să zicem că tu ai o antipatie. Da, depinde de experiența mea cu el. Respectivă, da. Și atunci, în loc să-mi spui așa, într-un mod cât mai obiectiv, eu deja te-am influențat. Că dacă zic, vreau să colaborez, tu îmi zici deja, da, Mirana, nu știu dacă e bine să colaborezi. Ai mare grijă la persoana respectivă. Da. Deja mi-ai transmis experiențele tale, fricile tale, judecățile tale. Da. Știi? Și atunci elicitation-ul de aceea este atât de eficient și atât de util. Pentru că eu am o agendă, eu știu ceea ce vreau să cunosc, să știu, dar nu adresez întrebări directe, ci folosesc mai degrabă afirmații, afirmații provocatoare. Uite, de exemplu, dacă aș vrea să te întreb cam câte emisiuni relevant faci tu săptămânal și să spunem că nu am intrat în social media sau undeva pe internet ca să aflu, să culeg informații de acolo și nu vreau să te întreb direct, aș putea spune, folosi o tehnică de genul, Antoaneta, dar 5 emisiuni pe săptămână? A, nu, se stai pare puțin, așa eu fac mult. Una singură, nu. Ok, da? Deci, asta deci, deci tu m-ai contrazis pe mine că m-ai corectat. Da. Și atunci tu ți-ai luat informația. A, deci ea face una pe săptămână. Una pe săptămână, da. Ok, dar spune, mai poate fi folosit acest elicitation tocmai că eu să, da, cum ai spus tu, să maschez o lipsa mea de informații, să pară că eu nu știu, dar adică eu știu că nu știu, dar în fața ta vreau să mă dau că știu. Categoric. Da, asta se poate, asta se poate întâmpla oricând și de fapt chiar se poate întâmpla. Și un prieten te poate ajuta în felul ăsta. Și cum e când vrei să-i arăți cuiva, chiar vrei să-l ajuți mai mult decât poți și știi? Adică poți să exagerezi o informație în felul acesta. Okay. Și adică să zici, a, da, știu eu, îți spun eu, cunosc eu. Și atunci viciezi informația primită, practic. Practic, într-o întâlnire de business, că suntem acum pe zona asta, într-o întâlnire de business, această tehnică, elicitation, pe mine mă ajută să-mi culeg sub forma unui dialog, fără să fie întrebare cum, de ce, dar așa, să fie practic, tu de fapt extragi informația făcând niște afirmații. Da. Ok, mă ajută într-o întâlnire de business. De obicei, da. Pentru că omul, partenerul din fața mea nu se mai crispează când eu îi pun o întrebare, ci practic eu încălzesc atmosfera printr-un dialog. Da, pentru că altfel dacă eu te întrebam, tu câte emisiuni faci săptămânal? Ia uite-mă, asta nu știe nimic. Asta sau, dar de ce mă întreabă? Da, dar de ce mă întrebi? Da. Dacă zice emisiuni, aoleu, păi eu fac doar una. A, deci ar fi trebuit ca să dau bine să fac mai multe. Deci poți să declanșezi un întreg proces și atunci nu are rost să te complici atât de mult și să-l influențezi pe celălalt în comportament. Dar spunem, acum urmează întrebarea asta. Este morală? Care e doza de moralitate, de legalitate în acest elicitation? Nu știu cum să spun. Instrumentele pe care le folosim sunt și legale și etice. Așa. Și o să explic, pentru că este o întrebare care ni se adresează foarte des. Așa cum primim la elicitation, de exemplu și la cursurile de persoasiune, manipulare, se adresează aceeași întrebare.
Și răspunsul este același. Cu un cuțit poți să tai pâinea sau poți să rănești pe cineva. Uh-huh. În cazul acesta, poți spune însă că elicitation-ul depinde de scopul pentru care îl folosești. Uh-huh. Însă, acum să spun că la rădăcini, adică nu l-au inventat cei din zona de competitive intelligence, părinții fac elicitation cu copiilor, mai ales adolescenții. Și gândește-te un adolescent, dacă îl întrebi unde te duci diseară, ce program ai, intră instant în defensivă, numai faptul că îndrăznești să-l întrebi, da, îl enervează cumplit. Și în cel mai bun caz zice că nu-i treaba ta. Adică, da. Să fii fericit dacă îți răspunde așa. Exact. Dar dacă folosești elicitation, adică doar îl provoci așa prin diverse afirmații, povestiri și așa mai departe, poți să afli mult mai multe despre programul lui, despre cei cu care umblă anturaj. Pe părintele interesează, nu? Și părintele oricum folosește. Mai bune, da, și oricum părintele folosește această tehnică fără să-și dea seama de elicitation. Acum, elicitation-ul, așa cum ai spus tu, fiind un proces, el trebuie învățat. Da. Să nu avem impresia că dacă facem o afirmație, vai ce bine că uite, te-ai făcut blondă, am înțeles că îți place să fii blondă, da? Asta înseamnă că eu voi obține neapărat de la tine o informație, un răspuns care să mă satisfacă și eu știu să folosesc elicitation. Okay, eu pot să zic da. Exact. Sau mă bucur că ai observat și am încheiat discuția. Aie, și ai închis... cum se învață această tehnică a elicitation? Este parte din acest competitive intelligence. Da, este un instrument, de fapt este o metodă, un proces, uh-huh, care se poate învăța, însă nu am inventat noi roata. La rădăcini, ți-am zis, adică într-un mod non-academic, este folosit de când lumea, tragem de limbă, îi tragem, da, de limbă pe ceilalți, dar în inteligența guvernamentală a pornit acest filon prin care se poate învăța într-un mod educat. Uh-huh. Adică acolo au permis și resursele, practic, au permis dezvoltarea unor modalități de a și preda, de a transfera aceste, uh-huh, cunoștințe. Și de acolo le-a preluat și zona de competitive intelligence. Uh-huh. Repet, acele metode și instrumente care sunt legale și etice. Și acum când spunem intelligence, pentru că există o anumită vibrație la acest intelligence, vreau să se înțeleagă că nu competitive intelligence și intelligence vine din zona de intelligence, dar n-are nimic de a face cu servicii, societăți secrete și tot felul de scenarii, da? Nu are nicio legătură cu asta, chiar dacă îi spune intelligence. Acesta este termenul preluat din engleză. Da, este preluat din engleză și la origini, până la urmă, da, are instrumente preluate din zona de inteligență guvernamental, dar poate unii nici nu mai știu sau nu-și mai aduc aminte că foarte multe instrumente din management ce se predă acum de fapt de zeci de ani, nu acum, de zeci de ani în zona de management, leadership, s-a preluat din military intelligence, de exemplu, din inteligența, okay, militar. Și atunci, da, oamenii pot asocia, în funcție de percepțiile pe care le au, pot asocia cu diverse concepte sau frici, dar aici vorbim strict despre zona de business. Corect. Amira, uite, ne apropiem de pauza de publicitate și următoarea întrebare este așa. Non-verbalul. Universul acesta de competitive intelligence, de elicitation și de non-verbal este wow și aș vorbi cu tine cât se poate de mult, doar că spațiul este restrâns. Spune-mi despre limbajul corpului și detectarea minciunii. Ei, aici cred că foarte mulți sunt la fel de interesați ca și de elicitation. Și o să te rog să răspundem la această întrebare după pauza de publicitate, că nu vreau să fracturăm răspunsul, da? Sigur, că vreau. Ok. Despre non-verbal și cum detectăm minciunile. Ne ajută în business, ne ajută în viața de zi cu zi. Imediat după pauză, rămâneți la Relevant. Vom vorbi despre cupluri. Despre cupluri mondene, celebre, de pe la noi, de prin alte părți.
chiar dacă emisiunea mea se cheamă numerul 369, astăzi nu o să vorbim despre numerologie absolut deloc. O să vorbim despre feminitate. Un nume cunoscut al mediei românești, Cristina Țopescu, care ne-a părăsit în urmă cu aproape 4 ani. Și care deja 4 ani. La sfârșitul anului se împlinesc 4 ani. Incredibil. După părerea mea, a fost unul dintre cei mai mari jurnaliști din țara asta. Astăzi, împreună cu Anita, o să povestim despre capitala noastră, despre București, cum se mai spune, orașul Bucuriei. O să vorbim despre râme și ce fac ele, râmele, pentru noi. Da, Helciug. Un alt om. Bine v-am găsit, bine te-am găsit. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea, pentru că te curtez de mult timp. Mai multe mari iubiri în viața noastră? Sper că da. Cum să ne simțim mai bine cu corpul nostru și cum ne ajută corpul nostru să fim mai bine? Pe invitata mea de astăzi, ați recunoscut-o deja, nu aveam cum să o țin secret, pentru că... Mai ales că sunt toată roz, cum să o țin secret, unde mă văd din satele? Toată roz, blondă, superbă, o cunoașteți, este chiar ea, Diana Matei. Cât de mult înseamnă acest talent sau simț vizual în profesia dumneavoastră? Să intre într-o atmosferă. Salutare, prieteni! Ziua de muncă începe întotdeauna la Canal 33 cu Jurnal de Business. Să apelăm la experiența și la cunoștințele pe care Ilie Dobre, colegul nostru, le are. Mi-a spus cineva că și dacă aș viețui, de exemplu, 8 decenii, și acolo aș transmite cu aceeași vervă, cu aceeași pasiune și m-a bucurat. Vom discuta despre stomatologia ca business. Aș putea spune în cutremur dacă este să ne uităm în momentul de față în zona asigurărilor. Săptămâna trecută, președintele Klaus Iohannis a efectuat o vizită de stat în Japonia. Cred că nu s-a mai întâmplat din 2019. S-a găsit țapul ispășitor pentru situația catastrofică din învățământul românesc, ora de religie. Mă bucur tare mult să fiu aici în această seară alături de voi și să vă vorbesc despre manifestări, despre materializări. Așadar, astăzi la Relevant discutăm despre non-verbal, despre comunicarea non-verbală, mai ales în business. În prima parte am discutat despre elicitation și acum discutăm despre această comunicare non-verbală și cum limbajul trupului ne ajută să culegem informații și să îl citim pe cel din fața noastră. Iar invitata mea este Amira Rădulescu, antreprenor cu experiență, trainer internațional, coach și expert în competitive intelligence. Amira, cum mă uit eu la cineva și încerc să îl citesc pe această comunicare non-verbală? Când e vorba de limbajul corpului, și când vin oamenii la cursuri și întreabă lucrurile astea, sunt avize, adică toată lumea se concentrează la cum să-l citesc pe celălalt. Uh-huh. Dețin să menționez un lucru. Este foarte bine, în primul rând, să fii conștient de propriul tău limbaj non-verbal. Ok. Când am început cu mulți ani în urmă să merg la primele cursuri de comunicare non-verbală, mergeam în Italia atunci când România nu era un subiect foarte dezvoltat, țin minte că primul mincinos, să spunem, pe care l-am prins am fost eu însă. În ce mod? Mi-am dat seama în câte contexte limbajul meu non-verbal contrazicea ceea ce spuneam sau credeam eu că aș crede. Îți dau un exemplu. Mă aflam într-un, nu știu, poate într-un grup sau la o petrecere și spuneam: vai, minunat, extraordinar, ce bine mă simt aici, hai că mai stau. Dar picioarele mele erau îndreptate deja spre ușă. Aha. Ceea ce, corpul este cel mai sincer. Da, picioarele mele îmi spuneau clar
că din diverse motive, nu știu undeva dacă era în situație, acolo, în situație respectivă, undeva acolo rulează acest gând că, sau această stare, această emoție că nu este bine acolo. Și atunci este foarte bine să fim conștienți și de propria persoană și propriul comportament non-verbal, că și asta ne poate spune nouă înșine lucruri despre noi. Apoi, când mă uit la celălalt, eu pot să îmi dau seama dacă este în confort sau în disconfort. Uh-huh. Pot să interpretez microexpresiile, se numește FACS, Facial Action Coding System, este o certificare pe care am obținut-o. Și organizăm cursuri chiar în luna mai în această zonă, cursuri de profiling în afaceri și avem modul de comunicare non-verbală, body language și lie detection, wow, care va fi predat de un trainer internațional. Unul dintre profesorii mei, cei la care mergeam eu acum 15 ani să învăț. A, și vine în România. Da, va veni și în România. Și poți să-ți dai seama dacă, practic, dacă acea persoană este de acord cu tine sau nu. Uh-huh. În funcție de microexpresii, în funcție de limbajul corpului, brațelor, picioarelor, poziția pe care o are la masă, dacă stă aplecat, dacă se lasă pe spate, ce simte legat de subiectul discutat la momentul respectiv. Bineînțeles că toate acestea presupun și un anumit antrenament, adică înveți lucrurile astea și e bine să exersezi, cu cât exersezi mai mult, cu atât devii mai bun în acest domeniu. Dar trebuie să exersezi cu un profesor, că așa știi, sunt foarte multe cărți care sunt pe piață, da, și care îți arată cu fotografii, cu picioarele, cu mâinile, cum spui tu, cu totul așa, dar important este ca tu să și exersezi cu cineva care să-ți confirme dacă tu, într-adevăr, interpretezi cum trebuie toate ceea ce se întâmplă în fața ta. Exact. Ca așa poți să fii într-o eroare. Da, sau reții doar la partea teoretică și când e cazul de practică, nici nu știi ce să faci mai întâi, să te uiți la tine, să te controlezi tu. Și acum mai e un lucru bun, când ești cu cineva, ok, și încerci să-l citești, nu te uiți așa. În niciun caz, pentru că inclusiv modul în care privim oamenii, contactul vizual, face parte din comunicarea non-verbală. Adică proxemica, la ce distanță te așezi de cineva, haptica, adică dacă atingi pe cineva în ce zonă, îți poate, poți să-ți dai seama ce relație există între doi oameni. În funcție de în ce zona corpului își permit să se atingă, da, una este pe umăr, dar altceva este pe antebraț, este, da, mai intim. Adică sunt foarte multe. Și a te holba, da, nu este recomandat, pentru că poate părea o amenințare. Dacă stau cu ochii țintă la tine, doar ca să arăt că sunt de încredere sau că nu mint, că mai spun unii. Sau să fiu atentă ce faci cu mâinile, cum îți dai șuvița la o parte, ce vrea să spună asta, de ce stai, mă minte, stai. Deci, această tehnică în sine de citire este un exercițiu, pentru că cred că poți să cazi în panta cealaltă, să fii atât de atent la ce face omul pe non-verbal încât să nu-l mai auzi. E adevărat, dar hai să spun un secret. Noi facem asta oricum, fie că am făcut cursul sau nu. Observarea comportamentului non-verbal al persoanelor cu care interacționăm este, cum să zic, automat și ține de supraviețuire. Pentru că al nostru creier reacționează sub impulsul a două tipuri, adică de fapt sub două tipuri de impulsuri, conștiente și subconștiente. Eu acum folosesc partea conștientă, neocortexul, în momentul în care îmi construiesc ideile și folosesc cuvintele prin care să exprim, să-ți răspund la ceea ce m-ai întrebat, da? Folosesc de atenție, accesez zona de memorie și pun în cuvinte. Pentru asta am nevoie de neocortex, partea aceea rațională a creierului nostru. Da. Însă când vorbim, de exemplu, despre partea subconștientă, se găsește informația asta oarecum în foarte multe cărți sub forma asta, creierul reptilian, cel care se ocupă de supraviețuire. Da. Și atunci partea aceea este foarte interesată să mă țină pe mine în siguranță. Iar eu, în timp ce vorbesc cu tine, oricum acea parte a creierului meu scanează mediul și caută să-și dea seama dacă există ceva care mi-ar putea pune în pericol. O să-ți dau un exemplu care este, adică, mult mai ușor, că îmi place să folosesc exemple concrete, sper să mă iert pentru asta. Sper să mă ierți. Care a fost prima ta reacție? M-am apărat. Te-ai apărat.
Să știți că n-a fost regizată pe bune. Adică, păi, adică n-a fost regizată. Seama de chestia asta din faptul asta că asta faci tu la curs cu, cu cursanții tăi. Nu-i agresez, deci ca să înțelegeți. Nu a suferit nimeni nicio rană. Nici măcar machiajul nu s-a dus. Este cel mai evident, pentru că în astfel de situații poți să-ți dai seama în ce mod reacționezi. Pentru că dacă doar te-aș fi întrebat cum ai reacționat dacă, da. Păi deja îți folosești neocortexul ca să-mi răspunzi. Da. Tu te-ai apărat prima dată, dar te-ai ferit. Deci ai clipit, te-ai ferit, deși dacă ai fost să te întreb, neocortexul tău ar fi considerat că Amira este o persoană care are toată țigla pe casă sau așa ai crezut până acum și nu ar face asemenea gesturi să te lovească, de exemplu, să arunce ceva spre tine. Însă, partea cealaltă care stă de veche tot timpul a reacționat instant, pentru că dacă era să te iei după partea, după neocortex, care este mai lent, deci se mișcă mai încet, păi atunci supraviețuit. Corect. E ca atunci când îți taie cineva calea, știi, după, în momentul în care conduci, cineva îți taie calea cu mașina, primul lucru pe care îl faci este să pui frână. După aceea te gândești, bine, asta în varianta ideală, după aceea te gândești ce putea să mi se întâmple, încep să strimure picioarele, se descarcă toată adrenalina. Dar prima dată reacționez. De ce? Este o parte a creierului care se ocupă strict de chestia asta. Tot timpul. Și când dormim, se scanează mediul. Aha. Bun. Tocmai de aceea, noi interpretăm oricum comunicarea non-verbală a celorlalți. Însă, poți să înveți să o faci într-un mod mai eficient, mai corect. Și să extragi informația corectă, adică să înveți să extragi informația corectă ca să nu fii într-o eroare. Mă ajută în business, mă ajută când sunt la un interviu, mă ajută când recrutez pe cineva, mă ajută în orice situație, pentru că în felul ăsta eu îmi dau seama cine este cel din fața mea. Nu cel care vrea să pară, ci cel care este cu adevărat. Nu cel care vrea să pară și nici cine proiectez eu sau cred, aș vrea eu să văd că este. Am înțeles. Mai întâmplă și asta. Da, pentru că și noi credem, eu pot să cred despre tine ceva, dar non-verbalul îmi dă, te dă de gol. Bun, și asta înseamnă că eu îți construiesc acest profil prin imagini? Da. Este foarte important ceea ce văd. Da. Adică ceea ce observ, însă nu doar asta. Și ceea ce aud mă interesează. Okay. Paraverbalul, tonul, ritmul. În munca ta, de exemplu, este foarte importantă tonalitatea pe care o folosești. Da. Știi cum e o întrebare? În funcție de tonalitatea folosită poate să însemne foarte multe lucruri. Da. Și atunci și m-am asta, să și asta mă interesează. Da. Și asta mă interesează. Cum vorbește deci tonul vocii, tonalitatea, intonația, ritmul. Amira, și acest tip de non-verbal se poate învăța? Și în cât timp pot eu să-mi șlefuiesc aceste abilități? Asta ține de fiecare. Să știi că sunt persoane care au nativ aceste daruri, adică nu au nevoie de niciun curs. Sunt pur și simplu natural, interpretează foarte bine lucrul acesta, dar poți să-ți îmbunătățești foarte mult prin cursuri și prin exercițiu, prin foarte multă practică. Adică nu este suficient doar să mergi la niște cursuri, e bine după aceea să și practici. Eu vă dau un exemplu despre cum am practicat eu inițial, pentru că nici nu știam să fiu atentă la mine, la ceilalți. Stăteam, de exemplu, și mă uitam la televizor fără sonor. Ah, ok, da. Asta e la îndemâna oricui. Oricui, da. Deci asta, așa, primii pași. Da. După aceea poți să te duci, nu știu, la restaurant și să fii atent la masa de lângă tine, să ghicești, de exemplu, să faci niște exerciții, să ghicești. În ce relație sunt oamenii respectivi, pe care nu-i cunoști, nu știi nimic despre ei. Dacă se înțeleg, nu se înțeleg, au în momentul ăla poate un conflict, dacă sunt căsătoriți, de cât timp. Știi că asta se poate prevedea și mai au până la divorț sau chestii de genul acesta. Da, și eu m-am surprins de multe ori uitându-mă la niște fotografii să-mi dau seama dacă în spatele acelui zâmbet afișat este atâta fericire. Este ușor așa să-ți dai seama cam cât de apropiat stau doi oameni într-o fotografie și cam care parte din ale celor două părțile corpului care se ating cel mai mult și atunci îți dai seama cam care este relația acolo. Dar știi, mă gândeam la un lucru acum când tu povesteai, uite, o să te invit într-o ediție și să facem o analiză pe personajele politice internaționale, da?
și de la noi, doar pe fotografii și pe niște imagini fără sunet și să îmi decriptezi ce e în spatele lor. Cu mare drag. Și promit că nu mai arunc cu hârtii. Și promit că nu mai arunci cu hârtii. Data viitoare arunci cu apă. Doamne ferește, nu mai arunc cu nimic. Okay. Nu, dar a fost interesant și de ce nu? Adică tu asta practic asta la cursuri, la da. Cursurile adică dau tale. Un exemplu așa cum dau la cursuri. Ok. Amira, e foarte interesant tot ce ne-ai spus. Îți mulțumesc mult. Trece timpul repede. Să știi că pe finalul ediției am un Q&A cu fiecare invitat. Și așa că vreau să-mi răspunzi în prima, nu e elicitation. Cum te definești ca profesionist? Pasionat. Ce este comunicarea pentru tine? Iubire. Care este deviza ta? Per aspera ad astra. Traduc. Adică către stele, prin tot ceea ce se întâmplă. Ce schimbări s-au produs în tine de când funcționezi practic în acest domeniu de competitive intelligence, de profiling? Care au fost schimbările care s-au produs în tine? Pentru mine cel mai important a fost faptul că mi-au antrenat gândirea critică. Okay. Eu veneam din zona de people person, tot orientată foarte mult către oameni. Uh-huh. Și partea de competitive intelligence mi-a antrenat mai mult spiritul critic, gândirea critică. Asta era următoarea întrebare. Curiozitatea, creativitatea, gândirea critică, analiza de date, cât din fiecare sau care este the main în ceea ce faci? Acum sunt undeva la mijloc, adică aș spune într-un echilibru. Uh-huh. Și este zona în care funcționez cel mai bine. Uh-huh. Sunt momente în care merg mai mult către o direcție, uh-huh, sau către cealaltă și mi-aduc aminte că cel mai bine mi este în echilibru. Care este cel mai important skill pentru cineva care vrea să practice acest domeniu? Deschidere. Adică flexibilitate și deschidere, adaptabilitate. Amira, îți mulțumesc mult de tot. Facem ediția pe care am promis-o, să știi. Mulțumesc. O facem, mulțumesc. Neapărat. Așadar, mulțumesc mult pentru ediție. Așadar, nu uitați, și elicitation și comunicarea non-verbală ne ajută nu doar în business, nu doar în profesie, ci și în viața de zi cu zi. Sunt Antoaneta Banu, marțea viitoare din nou de la ora 15, aici la Pupitru, la Relevant. Să aveți o săptămână frumoasă, pe curând. Clar, plătit de stat. Exact, deci nu te duci la beci, nu domnesc în vacanță. Astăzi am ales să vorbim despre o problemă de viață, o situație de viață. Momente în care fiecare dintre noi ne găsim, când mi se pare că situația este fără ieșire. Cum se îndrăgostesc zodiile? Fiecare dintre noi avem modul nostru de a răspunde la semnalele iubirii. Această plantă cătina atât de mediatizată în ultimul timp și atât de căutată. Vom vorbi despre cupluri, despre cupluri mondene, celebre de pe la noi, de prin alte părți. Chiar dacă emisiunea mea se cheamă numărul 369, astăzi nu o să vorbim despre numerologie absolut deloc, o să vorbim despre feminitate. Un nume cunoscut al mediei românești, Cristina Țopescu, care ne-a părăsit în urmă cu aproape 4 ani și care deja 4 ani. La sfârșitul anului se împlinesc 4 ani. Incredibil. După părerea mea, a fost unul dintre cei mai mari jurnaliști din țara asta. Astăzi, împreună cu Anita, o să povestim despre capitala noastră, despre București, cum se mai spune, orașul bucuriei. Să vorbim despre râme și ce fac ele, râmele, pentru noi. Da, Helciug. Un alt om. Bine v-am găsit, bine te-am găsit. Bine... Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea, pentru că te curtez de mult timp. Mai multe mari iubiri în viața noastră? Sper că da. Cum să ne simțim mai bine cu corpul nostru și cum ne ajută corpul nostru să fim mai bine?
pe invitata mea de astăzi. Ați recunoscut-o deja, nu aveam cum să o țin secret, pentru că... Mai ales că sunt toată roz, cum să o țin secret? Unde mă văd din satelit? Toată roz, blondă, superbă, o cunoașteți, este chiar ea, Diana Matei. Cât de mult înseamnă acest talent sau simț vizual în profesia dumneavoastră? Să intre într-o atmosferă. Salutare, prieteni! Ziua de muncă începe întotdeauna la Canal 33 cu Jurnal de Business. Să apelăm la experiența și la cunoștințele pe care Ilie Dobre, colegul nostru, le are. Mi-a spus cineva că și dacă aș viețui, de exemplu, 8 decenii, și acolo aș transmite cu aceeași vervă, cu aceeași pasiune, și m-a bucurat. Vom discuta despre stomatologia ca business. Aș putea spune în cutremur dacă este să ne uităm în momentul de față în zona asigurărilor. Săptămâna trecută, președintele Klaus Iohannis a efectuat o vizită de stat în Japonia. Cred că nu s-a mai întâmplat din 2019. S-a găsit țapul ispășitor pentru situația catastrofică din învățământul românesc, ora de religie. Mă bucur tare mult să fiu aici în această seară alături de voi și să vă vorbesc despre manifestări, despre materializări. Cât ar trebui să cheltuiască o familie de părinți care vrea să-și vadă copilul la un colegiu foarte bun? Trebuie să respect scriptul. Da. Bine ați venit la emisiunea Sfere de Interese, ediția de marți cu HD Harman și cu mine. Harman și Stoian, apropo, da, ca să fie clar. Toți. Harman și Stoian. Investiția unei organizații în cultura centrată pe om înseamnă angajați fericiți. Headhunting-ul este un serviciu căutat în România. Alături de noi e un invitat oarecum surpriză, oarecum nesurprinzător, Petre Roman, primul prim-ministru al României capitaliste, dacă pot numi așa. O să ne spui un pic ce face acest consilier de carieră? În principiu, un consilier de carieră ar trebui să te poată ajuta pe tine. Nemulțumiri mari legate de probleme sociale, probleme economice, probleme politice, bineînțeles, fără să mai vorbim de ceea ce înseamnă războiul dus de Rusia în Ucraina. Scopul discuției de astăzi, dragilor, este să vedem cum începem un startup în Web3. Da? Pornind de la experiența ta, de ce să construim în Web3 și nu în Web2? Vă invit la o incursiune în viitor, poate. Deși în multe țări acest viitor reprezintă prezentul. Și la noi s-au făcut câțiva pași înspre ceea ce înseamnă telemedicină, însă nu se cunosc exact beneficiile. Începând de astăzi, NATO are un nou membru, Finlanda este cel de-al 31-lea stat. Limba română este regină și în Republica Moldova. Deci s-au întâlnit cei doi lideri supremi în Moscova. Vizita președintelui chinez Xi Jinping e prima vizită externă, înțeleg, pe care o face după realegerea sa în funcție anticipă. Că de-abia l-au reales. Da, poate că și simbolic faptul că faci prima vizită, contează unde faci prima vizită. Da, sigur că da. Discutăm astă seară despre nivelurile sufletului în Kabbalah. E bine să ne mai gândim și asupra
acelor povești legate de fake news și să cântărim și cu mintea noastră. De mai bine de un an însă suntem avertizați cu privire la o nouă criză similară celei din 2008. Există un singur lucru de care ne bucurăm întotdeauna la infinit și acela este viața. Politicile băncilor centrale, cum au fost sau nu au fost ele afectate, politicile spun, de întâmplările recente. Poate mai important decât capitalul este viziunea unui partener pe care poți să-l ai alături de tine și cu care poți să pleci la drum. În seara aceasta avem alături de noi trei mari campioni. Alături de mine, domnul Robert Turcescu, invitat permanent, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație. Mă întrebam dacă nu cumva trăim un nou tip de război hibrid, războiul vizitelor de stat sau războiul vizitelor. Nu se putea să am un invitat mai bun decât pe domnul H.D. Hagman. Acum o să vă exploatăm. Așa, exploatarea omului de către om, cum spuneau comuniștii. De la Adam la Enoch, povestea legământului sacru, am intitulat ediția de astăzi a emisiunii Oameni și Cărți. Am trecut de la 2 semestre, la 5 module, 4 vacanțe. Avem o nouă săptămână în calendarul anului școlar, săptămâna verde. Pe principiu, hoțul neprins negustor cinstit și dacă ești prins și e sub 250.000, nu te duci la concediu clar, plătit de stat. Exact, deci nu te duci la beciu domnesc în vacanță. Astăzi am ales să vorbim despre o problemă de viață, o situație de viață. Momente în care fiecare dintre noi ne găsim, când ni se pare că situația este fără ieșire. Cum se îndrăgostesc zodiile? Fiecare dintre noi avem modul nostru de a răspunde la semnalele iubirii. Această plantă cătina atât de mediatizată în ultimul timp și atât de căutată. Vom vorbi despre cupluri, despre cupluri mondene, celebre de pe la noi, de prin alte părți. Chiar dacă emisiunea mea se cheamă numărul 369, astăzi nu o să vorbim despre numerologie absolut deloc, o să vorbim despre feminitate. Un nume cunoscut al mediei românești, Cristina Țopescu, care ne-a părăsit în urmă cu aproape 4 ani și care la sfârșitul anului se împlinesc 4 ani. Incredibil. După părerea mea, a fost unul dintre cei mai mari jurnaliști din țara asta. Astăzi, împreună cu Anita, o să povestim despre capitala noastră, despre București, cum se mai spune, orașul bucuriei. Să vorbim despre râme și ce fac ele, râmele, pentru noi. Da, Helciug. Un alt om. Bine v-am găsit, bine te-am găsit. Bine... Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea, pentru că te curtez de mult timp. Mai multe mari iubiri în viața noastră? Sper că da. Cum să ne simțim mai bine cu corpul nostru și cum ne ajută corpul nostru să fim mai bine? Pe invitata mea de astăzi, ați recunoscut-o deja, nu aveam cum să o țin secret, pentru că... Mai ales că sunt toată roz, cum să o țin secret, unde mă văd din satelit? Este toată roz, blondă, superbă, o cunoașteți, este chiar ea, Diana Matei. Cât de mult înseamnă acest talent sau simț vizual în profesia dumneavoastră? Să intre într-o atmosferă. S
Salutare, prieteni! Ziua de muncă începe întotdeauna la Canal 33 cu Jurnal de Business. Să apelăm la experiența și la cunoștințele pe care Ilie Dobre, colegul nostru, le are. Mi-a spus cineva că și dacă aș viețui, de exemplu, 8 decenii, și acolo aș transmite cu aceeași vervă, cu aceeași pasiune și m-a bucurat. Vom discuta despre stomatologia ca business. Aș putea spune în cutremur dacă este să ne uităm în momentul de față în zona asigurărilor. Săptămâna trecută, președintele Klaus Iohannis a efectuat o vizită de stat în Japonia. Cred că nu s-a mai întâmplat din 2019. S-a găsit țapul ispășitor pentru situația catastrofică din învățământul românesc, ora de religie. Mă bucur tare mult să fiu aici în această seară alături de voi și să vă vorbesc despre manifestări, despre materializări. Cât ar trebui să cheltuiască o familie de părinți care vrea să-și vadă copilul la un colegiu foarte bun? Trebuie să respect scriptul. Da. Bine ați venit la emisiunea Sfere de Interese, ediția de marți cu HD Harman și cu mine. Harman și Stoian, apropo, da, ca să fie clar. Întors. Harman și Stoian. Investiția unei organizații în cultura centrată pe om înseamnă angajați fericiți. Headhunting-ul este un serviciu căutat în România. Alături de noi e un invitat oarecum surpriză, oarecum nesurprinzător, Petre Roman, primul prim-ministru al României capitaliste, dacă pot numi așa. Poți să ne spui un pic ce face acest consilier de carieră? În principiu, un consilier de carieră ar trebui să te poată ajuta pe tine. Nemulțumiri mari legate de probleme sociale, probleme economice, probleme politice, bineînțeles, fără să mai vorbim de ceea ce înseamnă războiul dus de Rusia în Ucraina. Scopul discuției de astăzi, dragilor, este să vedem cum începem un startup în Web3. Da? Pornind de la experiența ta, de ce să construim în Web3 și nu în Web2? Vă invit la o incursiune în viitor, poate. Deși în multe țări acest viitor reprezintă prezentul. Și la noi s-au făcut câțiva pași înspre ceea ce înseamnă telemedicină, însă nu se cunosc exact beneficiile. Începând de astăzi, NATO are un nou membru. Finlanda este cel de-al 31-lea stat. Limba română este regină și în Republica Moldova. Deci s-au întâlnit cei doi lideri supremi în Moscova. Vizita președintelui chinez Xi Jinping e prima vizită externă, înțeleg, pe care o face după realegerea sa în funcția de-abia l-au... Da, poate că și simbolic faptul că faci prima vizită, contează unde faci prima vizită. Da, sigur că da. Discutăm astă seară despre nivelurile sufletului în Kabbalah. E bine să ne mai gândim și asupra acelor povești legate de fake news și să cântărim și cu mintea noastră. De mai bine de un an însă suntem avertizați cu privire la o nouă criză similară celei din 2008. Există un singur lucru de care ne bucurăm întotdeauna la infinit și acela este viața. Politicile băncilor centrale, cum au fost sau nu au fost ele afectate, politicile spun, de întâmplările recente. Poate mai important decât capitalul este viziunea unui partener pe care poți să-l ai alături de tine și cu care poți să pleci la drum. În seara aceasta avem alături de noi trei mari campioni.
Alături de mine, domnul Robert Turcescu, invitat permanent, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație. Mă întrebam dacă nu cumva trăim un nou tip de război hibrid, războiul vizitelor de stat sau războiul vizitelor. Nu se putea să am un invitat mai bun decât pe domnul H.D. Hagman. Acum o să vă exploatăm. Așa, exploatarea omului de către om, cum spuneau comun. Salutare, prieteni! Șoc în lumea fotbalului. Ba chiar am zice că dacă se va întâmpla povestea, va fi un șoc și în lumea economiei și chiar și în lumea politicii. Fiindcă Gigi Becali, cu siguranță cel mai cunoscut român, care a investit în fotbalul românesc după 1990, și aici nu ne poate contrazice nimeni, vrea să facă un pas înapoi. Vrea să spună adio fotbalului. A făcut conferință de presă și a anunțat că totul e gata. Adio! Păi tu după ziua de duminică ce ai fi spus? Păi un singur meci? Dai cu piciorul la atâta muncă? Păi dar nu doar un singur meci. Uită-te la ultimii ani. Dar duminică. Ești în play-off. Echipa îți merge bine.